doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Decret al Președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, alineatul 6 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 26, alineatul 1 din Legea cu privire la Guvern, se numește domnul Vladimir Bolea în funcție de Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și se invită pentru depunerea jurământului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Domnule ministru, felicitări! Sarcina noastră este clară. Trebuie să creăm condiții pentru ca să avem un sector agricol rezilient și competitiv. Nu este ușor, în special ținând cont de provocările zilei de astăzi, dar eu am certitudinea că dumneavoastră împreună cu echipa o să reușiți. Succese! Domnule ministru, felicitări! Cred că pentru foarte mulți această numire nu este o surpriză. Dacă analizăm deciziile în domeniul agriculturii care au fost luate în ultimele 11 luni, majoritatea din ele au venit ca și inițiativă legislativă, ca și inițiative pornite de Comisia Parlamentară și de dumneavoastră personal. De aceea am toată încrederea că această tranziție va fi una firească, ușoară și de bun augur pentru dezvoltarea sectorului agriculturii și industriei alimentare. Vă doresc foarte mult succes și abia aștept să lucrăm împreună.